Hai, salut, dragi prieteni! Bine-ați venit la un nou episod cu Squid, în care vom aborda o temă pescărească. Adică o să vadă ce-am prins, nu abordăm nicio temă, nu vorbim despre altceva. Da, m-am întors de acasă și am început să prind, am prins câțiva crăpușori, dar foarte, foarte greu. Am avut ceva probleme și cu montura și cu arșița care m-a domolit, n-am avut chef să fac intro-uri și outro-uri, am mai zis și în episodul trecut, așa că le fac acum la final de concediu. După cum vedeți acum, sunt foarte fericit, vă dați seama că am bătut recorduri noi, vă dați seama că am prins pești faini, așa că urmează. Ok, vizionare plăcută și mai tragem niște concluzii și la sfârșitul clipului. Hai, du-te, du-te. Mama lui de copac, încă e aici. Dar cred că s-a agățat în farfac. Foarte greu de pescuit locul ăsta. Și singurul loc unde trage. Ce să-i fac? M-a avut pește, bă. O săptămână jumătate am așteptat să am un pește. O săptămână jumătate. Nu-l mai simt acum, dar am simțit. Este. Nu-i mare, dar mă sperie atât. Da, păi crap. Crap 2-3 kg. Un avat frumos, prieteni, de 2,8 kg, nu, 2,5 kg, vorbesc prostii, 2,800 cu tot cu juve, cu minciog. Da, sper că vă place. Haideți să-l eliberăm. Ia să-l vedem. Wow, ce frumusețe. Gata. Să vină și tata lui, nu? Prieteni, am prins unul, nu puteam să-mi pun camera. M-a ajutat Neanie Luș. Da, lăsați-l la mine de acum. Am dat drumul din camera. E bun. Nu e un pește mare, e un crăpușor mic, dar e primul crap. Primul crap. Mamă, ce la crezi sunt aici. La vreo 2 kg.
Zicem noi așa. Gata. E cum atrage tare. Wow. Cât să aibă? Poate chiar mai mult are. Nu, no, două, trei. Trei maxim. Știți cum sunt ăștia mici? Ăștia sunt cei mai zbătăuși. Oh, ce micuții și frumos. Ai, dar nu pot să... N-am... Nu mi-am pregătit mâna pe minciou cum trebuie. Nu-i nimic, am pregătit-o acum. Gata. Mulțumesc frumos, neaneluș. Nu reușeam să-mi pun camera, prieteni. Nu reușeam să-mi pun camera. Ia să vedem. Buzdăgania. Asta mică. Nici nu o mai ducem. A, n-are... A, două jumate. Poate chiar trei. Mă, buzdăgosule, mă. Hai să-l vedeți și voi mai bine. Deci în sfârșit primul crap. Adică în sfârșit. Acum să zicem că e ziua 1. Ce-a fost până acum... A fost glumă. Da, nu reușesc să-i scot câligul. Trebuie să duc oare un crește? Mamă! Hai, mă! Trebuie să-i prind exact calea pe unde a intrat. Așa. A luat un usfor ăla. Uh-huh. Ia, uitați, prieteni, săracul. Îi lipsește ceva solzuți. Pare a fi lunguieț, pare a fi de prut. Și în spate, vedeți, i-a tăiat coada. Să-l vedem și prin partea cealaltă. Nu, nu, nu. Ia uite ce se încordează. Nu e încordat, lume. Hop, hop, hop. Da. Oh, nu. E mângățat aici. Numai belele cu... Ah, nu-mi strica minciogul. Ok. Nu strica. E cu minte. Absolut superb. Frumușelul. Cred că jumătate de oră am de când am lansat. Și avem și primul peștișor. Nu-l mai cântăresc. N-are niciun rost. Nu e un pește de cântărit. Foarte frumos, da? Un crap de prut. O să văd dacă filmez, nu pot să-mi dau seama. Cred că am 3 minute de când filmez. Da. Și avem... Am făcut o prostie. Și revine, el nu-i problemă. Aici, exact lângă mal, o cioată mare. Trebuie neapărat să o scoatem. Când apucăm. Ok, să vedem ce mai prindem. La copac. Ia uite, aud creangă. Simt că a lăsat plumbii. De la creangă aici. S-a terminat.
este, a plecat. Bun. Crab? Wow. Mamă, cum merge pe parte. Nu e mare. Dar cred că era mare. Bine că am scăpat, în sfârșit am scăpat din chestiile alea. Oh, ce mică e. Hai să mergem înapoi la mingiog. Am crezut că e dita mai tenă. Vin acum. Lăsați că vin eu acolo. Oh, nu, fuck. S-a agățat pe o creangă. Noroc că n-am plumb. Da, altă viață fără plumb. O viață mai bună. Neanieluș a venit să mă ajute. Dacă puteți veni puțin mai încoace, până aici, că acolo e unul mic, mamă, ce m-a speriat. Am zis că e ten. Da. O sărit plombii. Ai lăsat telefonul, tu sunat. Da, nu mai pot. Alo, Ionică, mamă, ce era. Lei tu, da, aici faci figuri. Mic. Decât deloc, mai bine mic. Dar înțepat absolut impecabil în buza de jos. Ia să-l vedem noi, unde să-l ducem. Să nu murdăresc eu. Așa. Nu îl mai cântăresc tot, că ăla vreo 3 kg. Pare a fi sălbatic. E lunguiaț așa, nu? Da? Ia uitați înțepătura. Cu liner. Perfect în buza de jos a fost. Ăsta e al doilea de astăzi. Nu știu cum să-l țin. Unică foarte tare. Da, chiar cred că are peste 3. Poate că... 3200, cam așa. Ia să-l vedem noi. Așa e perfect, nu? Să nu avem umbră pe el. Mamă, ce mă buzieți în țarii. Mă omoare. Am transpirat tot. Ăsta mic m-a păcălit. Da. Am sacrificat 2 plumbi de 200 pentru el. Montură cu plumb pierdut. Absolut superb oricum. Se merită. Se merită toți plumbii. Și s-a dus. Deci m-a trebuit unul pentru Maia, da? Poate mâine de acum. E agățat. Agățat alt copac acolo. N-am vrut să-l trag, am vrut să-l duc după copac. Dar se pare că s-a băgat în alți copaci. Îl știu și pe ăla, e un copac mare acolo. Deci am unul pe aici, unul pe acolo. Mai sunt și câteva crengi prin alte părți. O, ce bine a tras! Ce bine a tras!
Mamă! E numai bună de testat lanseta de surf fishing. S-a băgat cu tot cu plumb pierdut pe trăsătură, cu totul. Da, ce ai face, trebuie să rup. Poți să pui presiune, nu glumă de lanseta asta. Da, n-am ce face. Sigur nu era plumbul, n-am simțit plumbul. Simțit doar peștele, trebuia să trag tare din loc. Să încerc să-l aduc pe suprafață. Da, e un loc extraordinar de greu și, din păcate, în zilele astea e singurul loc unde trage. Asta este. Pe celălalt am reușit să-l scot din tecrenș, de aici cine știe ce. Cu siguranță alt copac. Să vedem. Simt o creangă. Da, simt o creangă. Hai să-mi bag picioarele, îmi taie mâna. E bun și așa, decât deloc, bine că trage măcar. Și pot eu să modific strategia până la urmă, dar important e că trage. Să nu rămân fără degetele la mână. Oh my god! Am și fir foarte puternic. Asta este. Bine că tras și mi-a tresărit puțin sufletul. Acum să vedem ce s-a întâmplat, dacă s-a rupt sau dacă s-a dezdoiat cârligul. Slabe șanse să fie dezdoiat cârligul, sincer. Probabil s-a rupt de la nod, de la... Da. Mi-a rupt. Ok, prieteni, mergem mai departe. Poate. Mâine. Gata, clipul s-a terminat. Asta a fost. S-a terminat, s-a sfârșit. Nu mai este. Dar mai este săptămâna viitoare. Și așa simt eu că urmează un clip cu pește mare. Așa că te subscribe.